E jenă, am îmbătrânit, îmi vine să plâng. Tata lui tata nu a fost în primul război mondial și eu am trăit fără tataie, fără mamaie și nu iubesc această țară. Ar pleca acum, dar sunt prea bătrân. Toată lumea fură și ăia. Asta-i situația? Da. Ce-a mai rămas din ei? Nimic. Asta-i ce-a mai rămas de aici. Ok, ăsta-i canal. Canal de irigație, trebuie să rămâia irigatul munturilor. Adică în anii cu secetă, cum a fost era, și... Cum venea apa aici? Ai stația de repompare dincolo, înțelegi? Aici erau mătoare buze. De jur împrejur sunt stații de... țel de irigare încropate în pământ. Și aspersoare. Păi vă, stai un pic cum fură atâta apă, adică uite cât câmp e! Cum fură atâta de... Nici lumea electrică care găsirea stație. Da. Bă, uite, și uite câte, uite câte, câte sunt. Deci au furat, practic, și electricitatea, electricitatea de aici. Deci aici, aici, fix aici, fix aici era un bazin tampon. 40.000 de litri. 40.000 de litri, da. Cu cisternă. Și asta, asta e ciment pe dedesubt? Da, ciment. Până, ca să vezi o chestie. Om, a fost dalate acest canal și au luat dalele de acolo. Sunt la oameni în curte, frumos, așezate, pavaj și așa mai departe. Și ăsta e, câte canale sunt? Bine. Și ăsta e unul din ele, deci trebuie să... Vom merge la stația de repompare, aia e mult mai mare. Aha. Și la urmă vom merge la canalul magistral, care face legătura dintre Telorman și Giurgiu. Dar înainte de 90 se ridica undeva la 220.000 de hectare pe raza județului Telorman. Până în ce an s-au ridicat? Până n-a venit democrația asta la putere. Și ce s-a întâmplat cu ele? Praful și pulverea. În primul rând, și că ăia care a lucrat la irigație au furat de el. Că aceste stații avea arginți, drași, avea bun. Și a contribuit toată lumea. Eu nu pot să mă intru. Eu n-am furat în viața mea o piuliță și puteam să fur și un tractor. N-am să luăm de plus, de exemplu, să avem irigație, să faci 19.000 de kilograme la hectar, frate, e ceva. Anul ăsta s-au făcut, au fost producțiile la noi pe Telorman de la 2.000 de kilograme până la 4.000 jumate. Rare au fost cazurile care au făcut 6.000 jumate, 7.000 de kilograme în zona de unde a plouat. Ce ar însemna dacă s-a reparat? Ce ar însemna dacă s-a reparat stațiile? Eu știu, ar fi un aur pentru România asta. Păcat. Păcat ce pământ avem și mâine pe mine să moară lumea de acolo. Deci nu se poate așa. Deci a contribuit toată lumea la dezastrul ăsta. Și că a fost șef, și că a fost ultimul om, toată lumea a furat de el. A fost dalate acest canal și au luat dalele de acolo. A pus ei pe bătătura mea. N-am cuvinte. Mi-e jenă, am îmbătrânit, îmi vine să plâng. Tata lui tata nu a fost în primul război mondial și eu am trăit fără tataie, fără mamaie și nu iubesc această țară. Ar pleca acum, dar sunt prea bătrân. Am avut ocazie să plec în Argentina și îmi pare rău că n-am plecat. Toată lumea fură și aia, toți și că are 30 de ani și că are 90, au furat toți. Mă sfidează pe mine un om simplu crescut în Porun de la 19 ani. Da, mi-e jenă de păcat de România asta. Știi cum e vorba aia, săraca țară bogată? Ce e de luat din discuția asta, cum ai spus și tu, săraca țară bogată, și trebuie să știm măcar de unde venim, ce s-a întâmplat, că pământul încă e aici și canalul încă e aici. Păcat, domnule, păcat, păcat, ce hai pământ să luăm înapoi. Avem.
Hai să luăm înapoi, că a venit democrația și... Nu știu, n-am știut că se întâmplă așa ceva, sau că există așa ceva. Tocmai asta e cel bine puțin dat... aici, abar am avut vreodată că există așa ceva. Mă gândeam, ok... Avem pământ mult, avem și canalele trase, trebuie doar să punem și să facem. Și acum și știți. Hai să ne strângem cât mai mult și să vedem ce putem să facem.